Șederea în casa lui Dumnezeu este comparată în Scriptură cu ungerea marelui preot. Psalmul 133 spune că e plăcut și dulce frații să locuiască împreună. Și după ce este făcută afirmația aceasta de fond, apoi este adusă o comparație. Și zice că e ca un delemnul de preț care e turnat pe capul lui, pe capul lui Aron. Se coboară pe barba lui, pe marginea veșmintelor lui. Este caroa Hermonului. Hermonul este un munte, este unul dintre cei mai înalți munți din Israel și este în partea de nord, în nordul extrem, la limita cu Siria și Liban. Și de pe înălțimile Hermonului se cobora roa binecuvântată pe muntele Sion, care la poalele Hermonului nu este Sionul pe care e casa Domnului. Că poate v-ați uitat pe hartă și ați văzut unde e Hermonul, nordul extrem. Apoi vă uitați la ceea ce noi citim în Biblie, muntele Sionului, unde e casa Domnului. Și te uiți că e în inima lui Israel. Și zice, oare cum venea roa de acolo până aici? Ăsta în Biblie e Sion, unde e casa Domnului. Iar cel pe care se cobora roa de pe Hermon este Sionul, care e chiar la poalele Hermonului. Este ceea ce noi citim în Biblie, Hermonul este în Cezarea lui Filip, adică Filip, fiul lui Rod. De aceea eu zic Cezarea lui Filip, că lui i-a revenit zona de nord a lui Israel după moartea tatălui său. Și suntem în Cezarea lui Filip, nu Cezarea de la mare, ci Cezarea lui Filip, Filip Irod Filip. De aceea Ioan Botezătorul zice, nu ți este îngăduit să iei pe nevasta fratelui tău Filip. Adică fiul lui Irod, care domnea în zona de nord, nordul extrem al lui Israel. Și zice, e caroa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, că acolo dă Domnul binecuvântarea. Unde dă Domnul binecuvântarea? Binecuvântarea este dată în cadrul adunării. Nu trebuie să vină nimeni ca o adunare să fie valoroasă. Nu trebuie să fie niște cântăreți, nu trebuie să fie un frontman sau un showman care să facă spectacol, nu! Adunarea în sine e valoroasă. Dumneavoastră iubiți asta? Amin. Nu la întâmplare în Biblie, Psalmul 133 este urmat, dacă dai pagina în dreapta sus, este Psalmul 137. Ce e Psalmul 137? Este cântecul de lepădă, nostalgia iudeilor după casa Domnului. Deja erau duși departe de muntele Hermon, erau pe malurile râurilor Babilonului, adică țara de baștină a lui Avram, Mesopotamia. Duși dincolo acum de Hermon, dincolo de Eufrat și acolo pe marginile râurilor Babilonului. Ședeau jos și plângeau. De ce? Că și-aduceau aminte de Sion. Instrumentele de cântat, harpele, zice, când erau atârnate în sălcile de pe marginea apelor, pentru că asupritorii noștri ne cereau cântări. Și prigonitorii noștri ziceau, cântați-ne cântările Sionului. Cum să cântăm, zice, cântările Sionului? Pe un pământ străin. De te voi uita, Ierusalime, zice psalmistul, să-și uite dreapta ei de stoinicia, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din tine culmea bucuriei și a fericirii. E ca și cum ar zice, nu m-am mai dun odată acasă. Mai îngădui odată să ajungem noi la adunare, că nu ne mai batem joc de casa ta. Mai îngăduie numai odată să ajung între frați, că nu-i mai bârfesc cât toi fi și-o-i trăi. Nu-L siliți pe Dumnezeu să vă facă să înțelegeți valoarea justă a casei lui Dumnezeu, că o poate face. Și o face într-o manieră de o duritate chirurgicală. Cum nu-ți poți imagina astăzi. Și ți se face un dor cum nu-ți vine să crezi. De aceea, nouă, aproape că ne este greu și să rostim o binecuvântare pe care o experimenta David, zice că mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Putem să rostim, dar experimentăm asta?
Așa, de pildă, dacă fratele Unierului trece așa prin creasta minții deodată, zice, ia să mai fac eu o întâlnire în biserică. Dumneavoastră, ce reacție ați avea? Deodată primiți pe grupul bisericii, mai facem o întâlnire. Un mesaj foarte scurt. Care ar fi răspunsul dumneavoastră? Și trimiteți imediat un replay. Ce i-ați zice? Mă bucur când mi se zice asta? Sau i-ați spune, băi, frate Nelu, n-ai minte? Care ar fi reacția? Nu-l siliți pe Dumnezeu. E valoroasă casa Domnului. Imaginați-vă numai că într-o lume extrem de divizată noi ne putem aduna. Asta e valoros. Adică specificul societății noastre este diviziunea, este discordia, este egoismul. Și deodată poporul Domnului se adună. Dumneavoastră, vă vine să credeți că simplu fapt că veniți la biserică e o mărturie pentru austreci sau nu? Adică încă nu le zicem nimic, numai ne adunăm. Ei și așa sunt de felul lor mai închiși așa după ziduri. Și deodată o adunare, aici, alta, acolo, acolo, să adune oamenii. Asta e o mărturie. Da, dumneavoastră experimentați, vă bucurați? Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Faceți diferența între bucurie și distracție? Vă rog să faceți. Noi nu venim să ne distrăm. Venim să ne bucurăm. În generația, seara asta, în program, Daniel așa mi-o trimis și l-am întrebat pe fratele meu dacă se păstrează linia aceea pe care mi-au trimis-o. Ar fi o seară a tinerilor. Vă că și mamele cu fetele și tații cu băieții. Și așa e bine. Așa e bine că ați observat și în viață că uneori tu n-ai timp de copii, îi lași cu bunicii și te duci. Pe la 14 ani îi spui fetei, zice, vii cu mama? Ea zice, nu, mă duc cu fetele de la biserică. A? N-ai vrut să crești asta, spiritul ăsta în ea, când erau mici, că ei sunt deranjanți când sunt mici și i-ai lăsat parcă cu cineva să ai așa o... Când îi chem pe la 14 ani, nu, zice că noi mergem cu tinerii. Și de toate te trezești singur. Da, e bine că în seara asta sunteți împreună, folosim seara ca să vorbească cuvântul tuturor și părinților și tinerilor, chiar dacă e specificul acesta al unei întâlniri de tineret, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și răbdare, numai câtă ne trebuie, dragii mei, ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. O să vă invit să ne ridicăm și să citim câteva versete în cartea Daniel. Este o vreme, spunea fratele, pentru toate. Să știți că este o seminție în Israel care a ratat vremea. Dumnezeu zice, 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta. Am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Adică, deși umbli pe picioare și trăiești, există riscul acesta ca să nu ți se mai facă oferta. Noi zicem și teoretic așa este, câte vreme un om trăiește să poate întoarce, dar asta e numai teoretic. Practic, deși trăiești, Dumnezeu poate decide că seara asta este ultima și apoi gata. Adică imaginează-ți ca tânăr că Dumnezeu zice, știi tu, anul trecut mi-ai promis că te vei întoarce la mine. Eu te-am protejat, ți-am dat de toate, ți-am dat bonusuri în viață și n-ai făcut-o. Seara asta e ultima, gata. Ești părintele unui băiat de aici sau unei fete și de 20 de ani promis lui Dumnezeu că nu vei mai practica o pocăință ieftină și o credință goală. Și Dumnezeu spune, gata, m-am săturat de promisiunile tale goale, gata. Și când Dumnezeu zice, gata, e gata. Trăiești? Dar ești ca un mort pe picioare și ai vrea să te întorci și nu mai poți. De aceea seara asta e extrem de valoroasă pentru noi că e ultima din ciclul de zile pe care ni le-a promis Dumnezeu. Viața noastră e un cumul de astăzuri. De aceea este un bărbat în Biblie care i-a rodit țarina și în monologul pe care l-a avut cu propriul suflet, el zice că ai roduri multe pentru mulți ani. Și Domnul zice, nu ani, în seara asta. Nu în ani, în seara asta. Seara asta e seara socotelilor. Așa că lasă
pronosticuri și previziuni pe cincinale și gândește-te la seara asta. Haideți să citim Daniel capitolul 1, începând cu versetul 1, iată ce zice Duhul lui Dumnezeu, suntem în perioada robiei babiloniene și iată ce zice Dumnezeu în contextul acesta. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz căpetenia famenilor săi dregători să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba caldeienilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei era, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania, Șadrac, lui Mișael, Meșac și lui Azaria, Abednego, zice cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să vă așezați. Mă rog ca Dumnezeu să dea la o parte și oboseala noastră. De azi dimineață de la 7 mă mut pe un scaun pe altul, însă am o rezistență extraordinară la oboseală. Tavi mi-o zis, te-ai odinit un pic? Nu, Tavi. Și când? Mâine, când plec de aici. Mă rog și pentru voi să rezistați. Nu mi-aduc aminte în ultimii 30 de ani să mă fi culcat vreodată între biserici. Că nici n-aveam când, ce-i drept. Dar nu am avut practica asta. Da, voi culcați-vă, că e bine să te odihnești și să fiți treji la casa lui Dumnezeu. Diferența dintre generația noastră, cineva a spus, și generația bunicilor noștri era aceea că bunicii dormeau acasă și plângeau la biserică. Astăzi dorm unii la biserică și plâng acasă la telenovelă. Și de aceea în biserică e complicat uneori. Dar mă rog pentru atenție maximă. Să știți că eu nu sunt dintre cei care am nevoie de foarte multe aprobări. Adică nu mă supăr că cineva nu zice amin. Vă rog să vă concentrați la ce vă spun. Și când termin, ziceți amin. Că zicem odată pentru toată predica. Deci nu cred că neapărat e o spiritualitate autentică dacă suntem foarte activi în sensul acesta. Dar mă rog să fim atenți, mintea să ne rămână extraordinar de trează. Suntem într-un context istoric extrem de delicat. Înainte însă să ne uităm pe textul acesta, am vrea să justificăm o întâlnire de tineret. Spuneam de dimineață la cei din Elimbrun că există un precedent periculos în Biblie. Vis-a-vis de generațiile care vin. Seara asta nu o să plecăm, frate Nelu, fără să dăm posibilitatea noii generații, dar și părinților, să plângem cu toții înaintea lui Dumnezeu. Ne smerim înaintea lui Dumnezeu, că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Care-i precedentul? Scriptura descrie un episod de pe vremea lui Iosua. Iosua a fost unul dintre cei mai mari bărbați, cei mai mari generali pe care i-a avut Israelul. A fost un general mandatat de Dumnezeu să câștige țara și să o împartă celor 12 triburi ale lui Israel. Și a făcut asta. Însă, Biblia consemnează un aspect dureros de după moartea lui Iosua, care divulgă o stare periculoasă pe care a trăit-o generația lui Iosua. Uitați-vă ce ni se spune după ce se termină toată adunarea aceea generală pe care a făcut-o Iosua, a cucerit țara, le-a împărțit țara, a adunat poporul și a avut ultimul sfat cu ei. Apoi fiecare s-a întors în moștenirea lui.
Dar uitați-vă ce consemnează Cartea Judecătorii. Zice Scriptura, mai întâi să citim, uitați-vă, în Cartea Judecători, capitolul 2 și versetul 6, a avut loc adunarea și Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Apoi să face o apreciere vis-a-vis de generația aceea. Zice că poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, ca toți oamenii, a murit și el. A murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea ca moștenire la Timnat-Heres în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaaș. Apoi, versetul 10 face o clarificare generală. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni, cu un dublu handicap. De ce e nevoie să vă preocupați de noua generație? Pentru că există un precedent periculos. Există riscul, dragii mei, să creștem o nouă generație care nu cunoaște pe Domnul. Nu cunoaște nici ce-a făcut Dumnezeu pentru Israel. Oameni care sunt capabili să predice, am văzut că este pentru prima dată când inteligența artificială a ținut un mesaj undeva într-o biserică, și să cânte în adunare, dar să nu cunoască pe Domnul. Vă readuc aminte că noi nici măcar Biblia nu o citim ca să o știm, noi citim Biblia ca să-L cunoaștem, dragii mei. Noi citim Biblia cu nădejdea că pe fiecare pagină ne vom întâlni cu autorul ei. Viața veșnică este aceasta, Ioan 17 cu 3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De ce seara asta a tinerilor și mâine seară de-o mă ajunge, dar ce mult e până mâine seară? De ce e valoroasă seara? De ce trebuie să fim preocupați de noua generație? Pentru că există un precedent periculos mai întâi. Adică avem în istorie un mare bărbat al lui Dumnezeu care a lăsat o țară, o moștenire, dar nu a mai avut cui lăsa moștenirea. Poate nu vă vine să credeți, dar într-o generație totul se poate strica. Și de aceea seara asta se justifică preocuparea pentru noua generație, că ne teamă că am putea lăsa o generație care nu cunoaște pe Domnul. Noi cu Marcel avem 5 copii și m-am plâns odată unui duhovnic al meu, unui mare învățător de scripturi. Am zis, soare, așa sunt gândurat pentru copiii mei. Cum a fi biserica generației lor? Și el mi-a spus, omul acesta este Beniamin Fărăgău, Beni Fărăgău mi-a spus, Marcel, copiii tăi o să aibă biserica de acasă, nu aia din centru. Rămâi liniștit. Aia din centru s-ar putea să o ia razna grozav, dar ei rămân cu biserica de acasă. Aia de acasă. Cum e aia? A dumneavoastră cum e acasă? Deci când te uiți în vremea lui Iosua, te întrebi, cine trebuie să învețe pe copii să cunoască pe Domnul? Iosua. De ce nu i-a învățat? Era preocupat să le împartă țara. Cineva mi-a zis, tu ce o să dai la copii așa din popcia ta, ce o să le dai? În principiu am zis, noi am făcut o convenție că le dăm bani de drum și minte. Mai mult n-am. Nici mie nu mi-o da mama. Am adunat copiii lângă noi și am spus, eu cu mama ta suntem ăștia care ne vedeți. La noi, dacă n-au zburat corbi, n-au fost nimic. Copiii și-au asumat statutul acesta. Tata vă dă bani de drum, să nu fie drumul lung, că n-am atâția. Stați pe aproape, că vreau să vă am că de acum slăbesc puterile. Și minte, că dacă n-are minte, degeaba-i dai țara. Degeaba-i dai casa, degeaba-i dai mașina. Oricum trebuie să existe un spațiu de dependență. Copilul tău trebuie să știe că nu tata îi le face pe tătie. Nici mama.
Există un spațiu în care el trebuie să știe că trebuie să depindă de Dumnezeu. Să se plece pe genunchi și să spună Domnului care-i nevoia lui. Roagă-te și tu. Învață-ți copilul, lasă spațiul acesta de dependență. Deci seara e valoroasă, în primul rând, din pricina unui precedent. Dar seara asta e valoroasă din pricina unei realități curente. Care? Asta din cartea Daniel. Nebucadnețar n-a murit. Nebucadnețar s-a clonat într-o versiune contemporană și exercită exact același război asupra tuturor generațiilor. Te poți pierde și tu ca tată și mamă, dar el exercită o presiune asupra copiilor noștri, a tinerilor. Există în preocuparea lui Faraon, când Moise s-a dus la Faraon în capitolul 5 din Exod și a spus, dă voie poporului să iasă 3 zile în pustiu să aducă jertfă. După ce au venit nenorocirile peste Egipt, Faraon l-a chemat pe Moise și i-a zis, printre multele propuneri care i le-a făcut, i-a făcut și propunerea asta. Duceți-vă și închinați-vă, dar copiii să rămână aici. Vă duceți voi, dar lăsați copiii să vi creștem noi. Că dacă nu putem strica prima generație, ne ocupăm de generația care vine. Așa că îl trimiți la școală și când vine zice, tată, avem un profesor de filozofie. Mi-a zis că nu există Dumnezeu. Tu ce zici? Dumneavoastră ce ați răspunde? Dacă îi zici, băi, bagă-ți mințele în cap că există, n-ai zis nimic. Trebuie ceva mai mult de atât. El are mereu preocuparea asta din pricina unui război pe care îl inițiază Nebucadnețar. Nebucadnețar are o strategie. Dezideratul luptei lui este următorul. Zice, îi puneți în școala mea, dorința mea este ca la sfârșitul procesului să-i pun în slujba mea. Așa că, dintr-un tânăr care s-ar putea să cânte la un instrument foarte frumos în adunare, dintr-un tânăr care dacă cineva n-are o poezie, el are, dacă cineva n-are o cântare, el are, te trezești peste ani că tânărul acela ajunge din slujba lui Jehova Dumnezeu în slujba împăratului veacului acestuia. Și te întreb, cum e posibil? Uitați-vă ce zice Biblia. Zice, dezideratul luptei este acesta. Un proces la finalul căruia tineri de spiță boierească, că ce suntem noi, 1 Petru 2:9, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Un mare bărbat al lui Dumnezeu pe nume Ciprian în secolul al III-lea a făcut o afirmație șocantă pentru vremea aceea. Nu există mântuire în afara Bisericii lui Hristos. Cu sensul acesta, și vă rog să rețineți și voi principiul acesta, că Dumnezeu, deși mântuie personal oamenii, îi adaugă la un popor. Nu te mântuie ca să te lasă așa hai-hui al nimănui prin lumea asta. În creștinismul modern a apărut învățătura aceasta că mântuirea e personală, așa-i. Dar finalitatea ei este atunci când tu ca mădular ești adăugat la poporul lui Dumnezeu, pus la poporul lui Dumnezeu. El și-a pregătit un popor care să fie a lui, nu o persoană. Mântuie privat și te adaugă la un popor. Și în sensul acesta, dar nu există mântuire numai dacă ești parte dintr-un trup. Că în timp ce trupul poate trăi fără un mădular, mădularul fără trup nu poate supraviețui. Degetul meu, dacă l-aș tăia, dragii mei, trupul ar suferi un pic și s-ar descurca în continuare, dar degetul fără trup n-are nicio șansă. În creștinismul modern, o spus, dar de ce trebuie să aparține unei biserici? Mai ales în diaspora aveți curentul ăsta. Și mai ales dacă oamenii au de făcut investiții, ceilalți nu se fac membri. Că nu-și asumă responsabilități. Deci există preocuparea pentru noile generații valoroase din pricina unui precedent, îi cel de pe vremea lui Iosua, riscul acesta de a avea o generație care să nu cunoască pe Domnul. Să știe despre anticrist de toate de pe YouTube și să nu-l cunoască pe Domnul. Dragii mei, fac aici o mică reglementare. Liniștea poporului Domnului nu vine din cunoașterea lui anticrist. De asta nu sunt de acord să predicăm un an despre anticrist.
odată că n-am fi consecvenți cu Scriptura. Dacă în Scriptură avem 3 capitole despre asta, păi de ce să predicăm un an? Și restul capitolelor sunt despre Crist. Cum să predic despre anticrist? Că liniștea poporului Domnului nu vine din identificarea lui 666. Liniștea poporului Domnului vine din cunoașterea Domnului. Dumneavoastră, ce părere aveți? Oamenii de finanțe cunosc toate falsurile? Cum credeți dumneavoastră că identifică oamenii de finanțe banii falși? Le cunosc pe toate? Nu, cunosc numai o singură monedă. Care? Aia originală. Aia bună. Tot ce nu-i compatibil cu asta, e fals. Când te uiți la o zbatere și să vedeți conferințe și ce interes, predici despre Hristos, nu te aude nimeni. Te-a pus să spui tu cine-i 666, ai 30.000 de vizualizări. Am identificat eu, dar nu, că nu de acolo vine liniștea. Eu mă culc și adorm în pace, când El, Crist, este Domnul meu și Dumnezeul meu. S-ar putea și sunt ferm convins că oamenii în lumea asta nu o să audă niciodată nicio predică din Apocalipsa 13, niciodată din Daniel nimic. Și cu toate astea nu-i înșală nimeni. Știți de ce, dragii mei? Că-L cunosc pe Hristos. De aceea Pavel a zis, nu vreau să-L cunosc pe Anticrist, fă-mi de cunoscut pe Anticrist, o să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș cu suferințele Lui. Și de aceea, în seara aceasta, este vital să-L cunoaștem pe El. De acolo vine liniștea, dragii mei. De acolo vine liniștea. Deci, în seara aceasta, aș vrea să identificăm care-i procesul prin care un tânăr poate ajunge din slujba lui Hristos în slujba Dumnezeului veacului este. Că așa zice Nebucadnețar, zice, sunt foarte interesat să câștig tineri din biserică, dacă se poate. Îi iau pe ăia de spiță boierească de neam ales și îi trec din slujba lui Dumnezeu și îi trec în slujba împăratului veacului este. Și te întreb, cum e posibil? Cum e posibil? Am predicat undeva în București un mesaj din îndrăcitul din Gadara. Și după ce am terminat, eram epuizat, venisem din țara acolo de pe undeva și biserica era foarte mare și am spus păstorilor de acolo, m-aș retrage un pic sub balcoanele, balcoanele erau peste curtea bisericii, în afară, ca să nu ocupe spațiu în interior. Și m-am retras sub un balcon din ăsta și am zis, până dați dumneavoastră mâna și eliberați și binecuvântați pe oamenii în numele Domnului, aș sta aici că se sfrânt de oboseală. Și stând acolo, a venit un om spre mine, nespălat, neîngrijit, într-o ținută de motociclist, cu părul lung, și s-a apropiat de mine și eu m-am tras înapoi. Și el a mai făcut 2 pași și eu m-am dat înapoi. Și el s-a oprit și a zis, vi frică? Mica, am frică de dumneavoastră, i-am spus. Eu sunt îndrăcitul din Gadara, mi-a zis. Domnule, ați putea să-mi facilitați o întâlnire? Domnule, cu orice preț, dacă mă duc în seara asta de aici și nu mă întâlnesc cu cel despre care ai vorbit dumneata, eu sunt pierdut. Eu nu știu ce e în inima dumneavoastră. S-ar putea să fie temeri, derapaje înspăimântătoare. E adevărat că încă nu afla nimeni din biserică. Dar dacă seara asta te duci acasă cu lucrurile astea și te joci, ești într-un pericol teribil, odată pentru că s-ar putea să fie ultima seară, doi, îi un război cu un interes extraordinar pentru tine. Și eu n-am pretenția că lista e exhaustivă, am să vă spun 3 adevăruri care reies din textul acesta sau din cartea aceasta, vis-a-vis de strategia lui Nebucadnețar. Cum ia el un tânăr? Cum se poate pierde un tată? Ce se poate întâmpla cu tine și cu mine? Ce se poate întâmpla? Și, în primul rând, aș vrea să vă spun că strategia lui Nebucadnețar, prin care un om, da, un tânăr sau un vârstnic, poate ajunge din slujba lui Dumnezeu în slujba împăratului veacului acestuia, este un război pentru mintea noastră. Adică o să îi duci, îi iei și îi pui în școală. Și acolo în școală le asediezi mintea. Atât de tare le presezi mintea, le intoxici mintea, până când pierd orice noțiune despre divinitate. Îi iei din Iudeia, Iudeia e frumoși. Îi spița aceea, rămășița din care se va naște Hristosul. Îi iei pe ăia că vreau să-i pun în slujba mea. Și cum îi transferi? Le virusez mintea. Eu nu mă vă sugerez în seara asta
să vă cercetați într-un mod extrem de serios. În vremea noastră, asediul asupra minții fără precedent. Este o lume hipersexualizată, bolnavă. Numai tu știi ce ai accesat în săptămâna asta. Bagă de seamă cum e mintea ta. Că Ghingheț a scris o carte, Măsura unui om. Și Ghingheț zice în cartea asta că adevărata măsura unui om nu e aia de la biserică, e aia de acasă. Măsura ta spirituală e aia când ești numai tu singur. Nu te vede nimeni, nu te detectează nimeni, aia e măsura ta. Nu asta de la biserică. Și Dumnezeu te știe acolo acasă. Și când mă uit la Nebucadnețar, zice, ca să-i pot trece în slujba mea, mai întâi trebuie să le asediez mintea. De ce credeți că pocăința începe cu metanoia? De ce credeți că Pavel zice efesenilor să ne prefacem? Asta e un arhaism ala Cornelescu și noi prefacerea o asociem cu ce? Cu fățărnicia mai degrabă. Să te prefaci că ești bolnav când nu ești. Mi-aduc aminte de un incident din casa lui David că un prieten i-a zis la ăsta, fă-te bolnav, a zis. Nu ești, dar prefă-te. Dar cu sensul acesta a tradus Cornilescu să-ți schimbi mintea. Dacă mintea nu e înnoită, știi ce înseamnă înnoirea minții? Să stăpânească Dumnezeu mintea ta. Asta înseamnă să te prefaci. Dacă Dumnezeu nu tronează pe tronul inimii, mintea ta o e razna. De altfel, v-aș citi un text din Scriptură să vedeți ce se poate întâmpla cu mintea unui om care nu este stăpânită de Duhul lui Dumnezeu. Și deschideți împreună cu mine în Epistola către Romani, uitați-vă ce zice Apostolul Pavel chiar la începutul epistolei, ca și cum ăsta ar fi pericolul cel mai extraordinar. Zice Scriptura așa, sunt în Romani capitolul 1 și versetul 22, zice, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta zice că Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și apoi, uitați-vă în versetul 28, zice, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Când nu-ți echilibrează Dumnezeu mintea, mintea devine o minte blestemată, zice Scriptura. Mintea noastră, fără să fie echilibrată de Dumnezeu, e o minte blestemată și concepe astfel de trăiri. Poate că vă întrebați de ce Europa e atât de păgânizată în comportament. Din pricina faptului că Europa nu-L vrea pe Dumnezeu. Aș spune seara asta că Dumnezeu e cu foarte mult bun simț. Dacă nu-L vrei, El pleacă. Dacă nu-L vreți acasă, El pleacă. Noi cităm Apocalipsa 3:20 în dreptul prietenilor, dar El e spus în dreptul unei biserici. Da, eu stau la ușă și bat. Nu mai încăput Dumnezeu în biserică de noi. Și El zice, văd că sunteți voi tot, eu stau la ușă și bat totuși la ușa bisericii, dacă aude cineva și deschide, noi suntem gata să intrăm și să cinăm și să rămânem acolo. Mintea noastră fără Dumnezeu e o minte care înregistrează deviații înspăimântătoare. Uneori deviațiile sunt într-o hiperspiritualizare. Oameni care fac niște reguli stupide în biserică. Am ajuns prin biserici în umbletele mele și am intrat din hol că eram întârziat în grabă în biserică și m-a strigat înapoi. Nu, zice, nu pe acolo, că ați intrat pe la surori. Și care e problema? Zice, de la surori nu puteți ajunge la amvon, că eu trebuie să urc la amvon. Și într-adevăr am văzut că era separați frații de surori. Am și predicat asta, am afirmat asta de la amvon, că și noi în zona Bistriței spunem că între unii și alții e o prăpastie și că nu se poate trece de la unii la alții, dar nu în biserică. Ce sunt astea? Reguli! Când mintea nu stă sub autoritatea lui Dumnezeu, e extrem de inventivă, produce niște reguli stupide care n-au nimic cu Dumnezeu.
Deodată biserica, în loc să rămână a lui, e a noastră. Avem, zice, la noi, așa-i. În umbletele mele în Europa, am fost undeva la o biserică și mi-au zis, noi, frate Marcel, dumneavoastră veniți de la baptiști, dar noi suntem o biserică super, super conservatoare. I-am zis, super, nesuper, eu tot așa predic. Nu m-ați chemat să predic? Ba da, eu voi predica. Când m-am ridicat, înainte să intru în subiectul mesajului, am zis, câți dintre dumneavoastră de aici stați pe social ilegal? Câți dintre dumneavoastră lucrați la negru? Deodată, conserva a început să miroasă. Că e extrem de important ce conservăm. Adică ce, înghițăm cămila și strecurăm țânțarul? E o explozie, dragii mei, în preocuparea lui Nebucadnețar, copilul tău știi cum i-a furat, îi se fură mintea prima dată. Mintea lui devine sub asediul, sub infernul lumii. Și de aceea tehnologia, dragii mei, dacă nu-i controlată, spuneam dimineață, dacă vrei bine, că era binecuvântări la Elimbrun. Dacă vrei binecuvântare pentru copil, exercită-ți autoritatea față de copil. Care? Dragul, tata la 10 să ia internetul în casă. De altfel vă dau un sfat, noaptea opriți internetul în casă, că nu-i sănătos. Nu dormi bine. Telefonul nu-l puneți sub pernă, că-i bombă cu ceas. Aruncați-l, dacă nu puteți, găsiți o găleată cu apă, puneți-l acolo. Să tacă. Pentru că e un asediu asupra minții. Exercită-ți autoritatea de părinte și spune, dragul meu, la 10 o fată n-are ce căuta pe străzele Vienii, îmi pare rău. Dacă vrei binecuvântare pentru copii, exercită-ți autoritatea. Întreabă-l pe copil, nu întreba dimineață la cât ai venit, că eu dormiem. Dă-mi voie să spun că ești un părinte irresponsabil în cazul ăsta. Când eu eram așa ficior, imediat m-am căsătorit cu Marcela. Mama îmi zicea, dragul lui mama, eu când te apropii de casă, eu știu că ăia-s pașii tăi. Nu că să dormă. Cum să doarmă o mamă și fata să nu fie în camera ei? Cum se poate așa ceva? Cum să nu realizezi că pentru mintea pruncilor tăi să dă un război mai întâi pe tărâmul minții? Dacă reușește să-i viruseze mintea, ești pe punctul de a-ți pierde copilul. De aceea nu sunt de acord să pui un euro la colectă și să iei telefon de 1000 de euro. Ești pe contrasens. Ești pe contrasens. E un război. Fac un apel la toți tinerii. În seara asta te rog să recunoști că mintea ta e adeseori afectată. Eu nu o să te pun în seara asta să ridici mâna că tu ai vizionat, dar nu cred că ai avea curajul să ne lași să-ți proiectăm istoricul de pe săptămâna asta. Așa să spuneți băieții de la stație, luați telefoanele aici la tăstinerii, ne proiectați istoricul, ce au urmărit ei, ce s-au uitat ei pe săptămâna asta. Știți ce e aia? Un asediu asupra minții. Vă rog să ne așezați un text, că nu o să punem de pe telefon, e mai bine punem din Biblie, că e mai constructiv. Din Biblie, 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 1. Ce îi de făcut ca să nu ne pierdem copiii? Și tu, dragul meu, care ai 15 ani, 16 ani, 17 ani, iată că s-a deschis o listă pentru următorii candidați. Te rog în seara asta să nu pleci până nu-i spui Domnului, spală. Noi și cântăm o cântare, Daniel, spală-mi, Doamne, mintea. Spală-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut în fața ta. Dar cum să fiu plăcut dacă mintea e un război teribil pentru minte și stai aici și nu te poți gândi la altceva pentru că e un război pentru mintea ta?
Și uitați-vă care e soluția, zice apostolul Petru, zice fraților, 2 Petru capitolul 3 cu 1, fraților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc ce? Mintea. Mintea sănătoasă prin înștiințări. Și să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Adică, ca să încadrăm într-un enunț de bază aceste adevăruri, aș spune așa, biblicizați-vă mintea. Singura modalitate de a-ți păstra mintea întreagă. Nu e să credeți că la întâmplare nu se citește nimic, nu la întâmplare. Cineva duce un război pentru minte, ne ține mediocri. Știți cum o zis Lăpușneanu, mulți, dar el are grijă de asta. Lipsa de școală, dragii mei, lipsa de interes, să nu se studieze, să ne ducem așa în virtutea simțurilor, nu a adevărului. Dar inima noastră e nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. Uneori stau să mă întreb, oare ce sunt eu real? Știi că îl pui pe unul sub disciplină pentru curvie și știi ce sunt el? El sunt căia Domnului. Și așa îl sunt pe Domnul în inimă, dar grozav. Numai tu simți asta, nu mai vede nimeni. Un război teribil pentru minte. Asigurați-vă că pruncii dumneavoastră să îndeletnicesc cu cititul Bibliei. Am făcut o afirmație undeva, cei ce aveți așa peste 45 de ani ați auzit, dar și mai tineri, despre El Zorab. Voi ați auzit, n-aveți cum să auziți voi, că asta e din literatura clasică, dar ceilalți, frate Peter, El Zorab al lui Coșbuc. Și am dat un citat despre pasiune din El Zorab. Te-o răzbuna copiii mei și acum mă taie dacă vrei și aruncă-mă la câini, zice Coșbuc. Și apoi am întrebat, știe cineva unde scrie asta? În România am întrebat, bineînțeles. Și unul din tineri m-a întrebat, zice, în vechiu sau în nou? Cam în vechiu, am zis. De ce nu se știe? Pentru că e un asediu asupra minții. Fetelor, biblicizați-vă mintea. Că altfel experimentați sindromul prieteniilor premature. Că deși la corpii femeie ne vom uita mâine seară la lucrurile astea când nu s-ai voștri aici. Deși la trup ești femeie, la minte. Mintea nu vine odată cu trupul. Tu arăți a femeie, dar mintea e de păpușa Barbie. Și de aceea trebuie să-l păstrat un echilibru. E un asediu asupra minții și vă rog să vă biblicizați mintea. N-ai alternativă, că dacă mintea nu e echilibrată de harul lui Dumnezeu, este o minte vulnerabilă, gândește ticăloșul, ia razna, concepe planuri diabolice. Deci dezideratul războiului este acesta, la finalul procesului să-l ia pe tânăr și să-l treacă în slujba împăratului veacului acestuia. Și dumneavoastră aveți prinși de război în biserică. Cum să n-aveți? Unde nu sunt? Cum au ajuns ei din poporul Domnului în slujba împăratului veacului ăsta? Cum? Că mama și tata l-au crescut în frica și temerea de Domnul. L-au dus la binecuvântare. I-au dat resursele de care nevoie. S-au rugat pentru ei. Le-au făcut și cu toate astea au ajuns în slujba cuiva. Mintea mai întâi e problema. Mintea. Seara asta te rog acolo unde stai pe un scaun. Cercetează-ți mintea. Dacă cumva mintea ta e bolnavă, încă nu știi nimeni, seara asta nu pleca de aici, până nu ne rugăm pentru tine. Stai că ne rugăm, s-a deschis o listă aici, să știți că la botez nu vin oameni perfecți, vin oameni pentru că sunt bolnavi. Vin înaintea maestății sale. Și când te-a luat el de după umăr seara asta și ți-a liniștit mintea și ți-a liniștit viața, vei experimenta ceea ce noi numim naștere din nou. Deci războiul lui Nebucadnețar e foarte clar, mai întâi prin războiul acesta teribil pentru minte. Îi puneți în școală, îi învățați regulile, formulele noastre și după ce ies din școala asta, îi pun în slujba mea. În al doilea rând, e un război teribil pentru identitatea lor. Adică au venit cu un nume de acasă și ce s-a întâmplat?
Dar îmi vine să spun, băi, căpetenia asta a străjerilor, ce ai cu numele lor, nu ți-s dragi? Nu, zice, nu-mi place că numele lor îi leagă de Dumnezeul lor. Nu-mi place identitatea. Și cum le schimbi tu numele? Așa, în umbletele mele m-au chemat cineva la o binecuvântare și am zis, da, nu pot eu să vin așa de pe o zi pe alta, că a, zice că i-am pus nume din Biblie, zice Abednego. I-am zis, Abednego e zeitate păgână babiloniană. Nu, nu, zice frate Marcel, confuzie, ăla din Biblie, ăla era Azaria, i-am spus. Dar tu nu i-ai pus Azaria. Sună cam arhaic, nu-i așa? Abednego, uitați-vă ce rezonanță are. Dar cum să-i zic peste ani, fratele Abednego? Dar nu de aia nu m-am dus, că n-am putut. Numele are relație cu identitatea lui. Și niciodată în istorie n-a existat o bătălie mai mare ca acum pentru identitate. Acum ești tu. Vă fac o provocare, tinilor. O aflat colegii voștri de curs că voi aparțineți poporului lui Dumnezeu. O aflat? Eu le-am spus copiilor, dragilor, tata, când vă duceți la liceu, în prima săptămână colegii voștri să afle că voi sunteți ai Domnului. Asta vă va obliga 4 ani în liceu să vă purtați într-un anume fel și vă va scuti de foarte multe lucruri. Spune-a cu ești tu. E adevărat că dacă spui că ești a Domnului, va trebui să faci dovada. E ușor să pui pe fronton biserica Emanuel, dar poți să pun oricare alta. E foarte important ce se întâmplă înăuntru. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vă spun. Când evreii au ieșit din Egipt, unul din lucrurile pe care trebuiau să le facă era așa acela, să ia sânge din sângele mielului pascal și să ungă ușor ușii dreapta, stânga și partea de sus. Și după ce lungeau, tu treceai pe lângă casa lui și vedeai că îi sânge pe ușă. Ce știai tu despre omul acela? Știai ceva despre identitatea lui. E adevărat că dacă deschideai ușa, dincolo de ușă, hrana casei era mielul. Că dacă nu mai pus pe fronton biserică și înăuntru-i lume, atunci ai o problemă cu identitatea. Așa că avem cea mai mare criză de identitate din istorie. Noi nu mai știm a cui suntem. Avem criza de gen, adică el încă nu știm ce-i când s-a născut. Urmează să decidă el, la 14 ani va decide ce îi. Și avem o criză de identitate, nu știm a cui suntem. Când treceai pe lângă casa unui egiptean și aveai sânge pe ușă, știai, ăsta-i din poporul lui Jehova. Spuneți-ne, unde e identitatea noastră? Noi în sângele mielului pascal, adică el va vedea o sămânță de urmaș, zice Isaia 53, sufletul lui se va înviora, că identitatea noastră nu e registru de membri. De fapt, frate Nelu, dacă vine Domnul seara asta, nu o să vă ceară registru de membri, că el vine cu registrele lui. Va deschide un registru al gândurilor și o să spună, Marcel, uite cât de murdare-s gândurile tale. Înțelegeți de ce Pavel zice, orice gând îl fac rob ascultării de Hristos și apoi deschide cartea vorbelor. Și deodată o să înțelegi și tu că din vorbele tale vei fi scos cu vină sau fără vină. Să zicem că v-aș putea proiecta ce ați vorbit de azi dimineață. Ați vrea să ne uităm la ce ați vorbit de azi dimineață? Că am adus eu din Bistrița un aparat special, numai pui niște căști pe urechi și toată biserica vede ce ați vorbit de dimineață. Ați vrea? Cița zice că da. Eu ghinești că n-aș vrea. E așa, așa de bun Domnul că zice, Marcel, dacă te pocăiești în seara asta, nu te mai spun la nimeni. Tu ai îndrăznit să pleci acasă cu mintea ta afectată? Tu știi cum e mintea ta, încă nu a aflat niciun frate. Dar dacă pleci în seara asta vindecat, e cel mai mare câștig. Dacă îți poți vindeca mintea, e un câștig teribil. 2. Zice Scriptura că e un război, războiul se dă pe frontul acesta al identității tale. Al cui ești tu? Al cui ești? Am cu
cunoscut în umbletele mele un avocat care este în Comisia Europeană. Și l-am întrebat, dar voi așa cum luați deciziile astea la Comisia Europeană? Tu ești în Comisia Juridică, spune și mie, cum puteți lua niște legi, niște inepții de genul? Cum puteți gândi așa? Cum se întâmplă? Care e procesul? Și mi-a spus, frate Marcel, mi-a spus atunci, zice, în urmă cu vreo 2 ani, a venit unul cu o propunere, că în spatele războiului ăstuia stă Nebucadnețar, Dumnezeul veacului. El n-a murit. El exercită o presiune pentru mintea oamenilor. Și a venit unul deodată și a zis, am o propunere pentru un nou certificat de naștere în spațiu comunitar. A fost respins în unanimitate. După 2 ani, a venit din nou. Și o să zic, dacă vă mai aduceți aminte, în urmă cu 2 ani am propus un nou certificat, n-ați vrea să-l punem din nou pe ordinea de zi? Și a trecut în unanimitate. Că e un principiu al broaștei în apă. Se spune că o broască, dacă o pui în apă rece și o pui pe aragaz, ea rezistă până la temperatura de fierbere. Dacă însă o broască o iei și o pui în apă caldă, ea și sare afară. Nu știți ce se întâmplă acum? Noi suntem încălziți odată cu apa. Fără să ne dăm seama. Și am spus, dragul meu, dar ce are certificatul ăsta de naștere atât de absurd? Și o deschis geanta și mi-a zis, uite, ăsta e un certificat de naștere. M-am uitat pe el și am văzut că la rubrica părinți sunt vreo 7-8 rubrici și am zis, da, băi, cât poți să pui 10 rubrici? Părinți, tot numai 2 pot fi. Aia zice, stai să spun care e procesul din spate. Diabolic. Numai o minte dezechilibrată poate anula identitatea unui copil. O zis aici, uite-te, 7-8 rubrici. Pentru că un bărbat donează material genetic masculin. O mamă donează material genetic feminin. Este fecundat, implantat într-o mamă surogat. Mama asta îl naște și îl înfiază 2 homosexuali. A cui e copilul ăsta, o zis? Spune tu, mintea asta nu e o minte diabolică și pruncii dumneavoastră trebuie să trăiască în lumea asta. E un asediu teribil pentru minte și apoi pentru identitatea lui. Așa că tot mai mulți copii așteaptă să plece de acasă. Fiul risipitor, știi ce o zis la taică-s-o? O zis, eu mă gândesc că-s responsabil, mă duc de acasă. Noi toți părinții de aici le spuneam dimineață că noi sunt al treilea din cei 4 băieți, mama mi-a zis într-o zi, mi-a zis la toți, dragii lui mama, eu am o singură dorință, voi să creșteți, să vă căsătoriți, eu să trăiesc, să aveți copii și să mă înțelegeți ce vă zic eu azi. Mama trăiește, e cu mine aici la fratele meu la Gols, e cu mine, noi am crescut, ne-am căsătorit toți, avem copii și amustăm noi tăți 4 și zice, voi câtă dreptate avem mama. E un pic cam târziu, e adevărat. Pentru mama, pentru noi. Pentru că e un război pentru identitate. Tu în seara asta trebuie să-ți dai viața ta să fie a Domnului, ca să fii protejat în războiul ăsta teribil. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu într-un singur fel, prin credință, nu printr-o religie, numai prin credință. Deci avem un război dat pe frontul minții și mintea ta s-ar putea să fie bulversată seara asta. Acolo se dau bătălii pe viață și pe moarte. Îți petreci timp, mintea poate deveni atât de bolnavă, tu dacă vizionezi ce nu trebuie vizionat, în creierul tău sunt niște substanțe care se emană atunci când tu urmărești așa ceva și substanțele acestea îți virusează creierul. Și când vrei să te rogi, deși alte porțiuni din creier trebuie să devină active la rugăciune, îți dai seama că ai o reproducere a acelor imagini pentru că pe creierul tău s-o lăsat pete. De aceea mintea ta trebuie vindecată seara asta. Că e un război pentru minte. Dacă ți-ai pierdut mintea, pe diavol nu-l mai interesează că tu faci ceva prin biserică. El știe că ești o victimă sigură. 2, e un război pentru identitatea ta. Adică vrei să o afirm în seara asta, dumneavoastră știți a cui sunteți. Noi știm oare că biserica e născută din sânge? Știm oare că identitatea noastră e în jertfa lui, nu într-o mișcare religioasă? Identitatea noastră nu e într-un registru membral, nu e într-un set de dogme, de reguli, dragii mei. Identitatea noastră e în sânge.
De aceea vă spuneam că la cină vestim moartea lui, nu meritele noastre. Și mai am ceva, pentru că ne-a expirat timpul. El ne asediază închinarea noastră. Revoluția franceză a adus un spirit de noutate, prin aceea că a pus omul în centru. Omul este măsura tuturor lucrurilor. În limba română, ordinea persoanelor care? Păi eu, tu, el, ea la singular, noi, voi, ei, ele la plural. Adică unde-i omul în limba română? E primul. Eu îs primul. Asta când se întâmplă în plan spiritual, tu primul, îi dezastru. Și de aceea copilul dumneavoastră vrea să fie rege în casă. Și dacă ești un părinte care n-ai responsabilitate, tu îl faci rege. Mi-aduc aminte că de Flori Iisus a fost rege pentru o zi, am predicat noi la Nepos, rege, Iisus rege pentru o zi, că Marcu consemnează că a doua zi regele de ieri de la Flori era singur sub un smochin fără rod și flămând, nu l-a luat nimeni acasă. E binecuvântat regele, dar numai la biserică. Noi nu te vrem acasă, acasă avem problemele noastre. Un bun coleg păstor mi-a povestit că s-a dus undeva în misiune și a văzut în colț, pe colțul unei camere un tablou și un prosop, este tablou. Era camera în care dormea el și curiozitatea l-a mânat spre asta. O ridicat prosopul să vadă ce, era o icoană. Dimineața o zis căsașilor, dar am observat că aveți o icoană pe perete și un prosop pe ea. De ce? Lucrurile în casă, zice, nu-s cum trebuie. Și? Mai acoperim, mai... Ei nu știau că înaintea celuia cu care noi avem de-a face, totul este gol și descoperit. E un război teribil pentru închinare. Și ca să înțelegeți asta, uitați-vă la Valea Dura. La ce mă refer când spun închinare? Nu mă refer la stil muzical, nu mă refer la forma, dacă e worship sau cântare comună, nu la asta mă refer, ci la rațiunea pentru care ne închinăm. Noi spunem într-o cântare că toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu. Dar e adevărat asta? În bisericile catolice, știți unde era corul? Unde era corul în bisericile catolice? Într-un balcon, în spatele orgii cu tuburi. Orgă imensă cu tuburi și corul cânta în spate. Îl auzai, dar nu-l vedeai. Am să vă întreb ceva, dar nu vreau să vă ofensați deloc. Voi ați mai cânta dacă nu să vă face fătenelul aici o cameră și vă spun eu, vă dăm microfoanele, cântați de acolo, noi nu mai vă auzim. Ați mai vrea? Că cineva auză zdada din sală. Că e o problemă cu închinarea. De altfel, ce spun tinerii noștri? De ce ar pleca din biserică într-o biserică mai expansivă? Ce zic tinerii? Și ne ducem acolo, ne place mai mult închinarea acolo. Na, trebuie să vă spun ceva. Închinarea nu-i despre plăcere. Închinarea trebuie să placă celui căruia i-o dai, nu ție. Noi până și închinarea ne-o dăm nouă. Așa că s-a creat o psihoză în Valea Dura. Cum o crea psihoza? O suită instrumentală. Dumneavoastră ați auzit pe stradă cât e unul cu mașina, pu, 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 trece. Ce trece ție așa prin creasta minții? Cum suportă ăsta, mă? Na, are un singur... O muzică ce are, o cântare bună. Păi are vers, are notă, linie melodică și ritm. Dar dacă are numai ritm. Adică pu, 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 din viața până seara. Din când în când cât e un Jesus, ca să fie creștină muzica. Muzica e creștină numai închinarea și lauda e dată lui. Mutilarea închinării ține de un asediu asupra închinării, că el nu vrea lauda să-i fie dată Domnului. El vrea să ne închinăm nouă aici. De aia, închinarea nu e un loc unde te simți bine. Harul nu are de-a face cu ce generăm noi. Cei ce aveți geografia biblică în minte, așa, știți că Carmelul iese din mare, din Mediterana.
Așa au avut apă după 3 ani și 6 luni de secetă. O lua din mare și vadră după vadră până pe munte. De dimineață au ieșit la jertfă vreo 850 de oameni. O strigat, o țipat, s-o tăiat. În strigătul lor s-o dărâmat și altarul. S-a întâmplat ceva? Dacă noi am fi fost la poalele Carmelului, ce-am fi zis că e pe vârful Carmelului? Nu-i vedeam, dar-i auzeam. Ce ziceam? Ce-am fi zis noi că este pe Carmel? Har, ce să fie? Har! Am nece har că se cutremură Carmelul, dar nu s-a întâmplat nimic. O venit după masă unul, dacă eu l-avem ca membru, n-am eu onoarea asta, un membru ca Ilie, imaginați-vă. Să la membru i-aș fi zis, Ilie, tu nu te știi ruga, mă, te-o-i pune după masă pe tine numai. Că noi la baptiști ne rugăm pe rând și te aude toată lumea. Când se rogă tăți, nu te aude nimeni, tu te gândești că cine știe ce te rogi. Eu zic să te înregistrezi și să te asculți acasă. E foarte important asta. Și-a venit Ilie și s-a rugat. Ce s-a rugat el? Foarte sec. Sec din calea afară. Adică ce-o zis? Doamne, aș vrea poporul să cunoască că Tu ești Dumnezeu. Doi, nici o introducere, nici nimic, nu o zis nimic despre ei alți. El a zis, aș vrea poporul să cunoască că Tu ești Dumnezeu. Doi, eu-s robul tău, o zis. Și trei, ce fac la porunca ta? Ăsta-i har? Ce s-a întâmplat? Ziceți dumneavoastră, și ce s-a întâmplat pe Carmel după ce s-a rugat omul ăsta atât de rece? Ce s-a întâmplat? O venit foc din cer. Ba la final, zice Ieremia lui Ahab, în hamă caie că te prinde ploaia. Nu-i așa că și dumneavoastră așteptați ploaia asta binecuvântată? N-ai vrea, frate Nelu, să le spui în hămați caie, vine ploaia harului peste adunare, înhămați de ce? Că ploaia vine când poporul recunoaște, nu că a fost fain, poporul recunoaște că El e Dumnezeu, dragii mei. Ăsta e har. Trăiește o stare de har când poporul recunoaște că El e Dumnezeu, recunoaște autoritatea robilor lui Dumnezeu și lucrarea Duhului prin robii lui Dumnezeu, dragii mei. Suntem într-un război teribil și pentru închinare. Dumneavoastră v-ați gândit acasă că veniți la adunare și ar trebui să-i dați închinarea Lui? Cum ați venit dumneavoastră, vă place? Așa după cum ați venit, o să ne primească jertfa? Că știți că atunci când Dumnezeu analizează jertfa, o analizează prin prisma jertfitorului. Zice, predică a fost bună, dar e mizerabil predicatorul. Cântarea a fost faină, dar cântărețul e problema. Zice Dumnezeu lui Cain, Cain, jertfa mi-e dragă, dar m-am uitat la tine și tu faci rău în timp ce aduci jertfe. Și dacă faci rău, păcatul te pândește, te va frânge, Cain, l-o frânt și încă cum. Aș vrea seara asta să facem exercițiul acesta de pocăință. Să știi că mintea niciunuia dintre noi nu-i scutită de asediul lui Nebucadnețar. Viața niciunia dintre noi nu e scutită de războiul pentru identitate. Dumneavoastră aveți curajul să spuneți a cui sunteți. Să vă afirmați identitatea. Eu sunt al Domnului. Îl slăvesc pe Dumnezeu. Nu sunt perfect, dar sunt al Domnului prin credință și pocăință. Să așez puterea Lui, autoritatea Lui, că e o luptă pentru identitate. Să fim al nimănui. Venim de nicăieri și ne ducem niciunde. Nu, dragii mei, poporul Domnului știe de unde vine? Adică Pavel zice în Coloseni 1:13 că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Noi știm încotro ne îndreptăm și știm a cui suntem. Și de aceea închinarea nu ne-o dăm nouă, dragii mei. Nu ne cântăm în strună unii altora, dragii mei. De aceea nu predicăm pe rând aici de scaune. Predică ăia chemați și cântă ăia chemați și fac slujbă ăia chemați. De aia nu punem frații pe rând la predică. Suntem interesați ca El să-și primească slava. Dacă te simți în seara asta, haideți să ne ridicăm toți în picioare. Aș vrea să stai acolo unde ești și toată biserica să se roage în Duhul ei, pentru că-ți bătălii pe viață și pe moarte. Îți bătălii pentru identitate, dragii mei, pentru mintea pruncilor dumneavoastră care este aici, are 18 ani, are 15 ani. Mintea lui e asediată, nu vă puteți da seama ce lupte teribile are de dus, ce are de înfruntat copilul dumneavoastră. Câtă nevoie are de dumneavoastră, roagă-te pentru el zi și noapte, pentru că e o bătălie pentru mintea lui, cum nu-ți poți imagina. Dacă mintea lui nu-i biblicizată, ești pe punctul de a-ți pierde copilul. E o luptă teribilă pentru identitatea lui.
ca el să nu se mai identifice cu Hristos, nici cu comunitatea lui Hristos, ci mai degrabă cu o comunitate religioasă. Aseara asta ești aici. Și tu știi cum arată mintea ta. Nu fac niciun soi de presiune, niciun soi de joc psihologic, ci doar un apel la conștiință. Te rog în seara asta să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu, pentru că este singurul care îți poate transforma viața. Este singurul care te poate elibera de subjugările acestea, de dominația aceasta, dragii mei. De aceea cei trei tineri au fost întrebați: în adins nu vreți să vă vindeți închinarea? Noi în adins știm ce vrem să facem. Noi suntem ai Domnului. Daniel a zis: indiferent ce se întâmplă, nu ne spurcăm. Nu lăsăm mintea să ne fie întinată de mizerile viacului acestuia în care trăim. Nu o să ne dăm închinarea nouă, nici unui alt Dumnezeu. Închinarea o dăm Domnului Dumnezeului nostru. Și dacă în timp ce stai aici, mintea ta și inima ta reverberează la cuvântul acesta și tu simți că ai nevoie să fie liberat, că în seara asta ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, că îți pare rău de toate prăbușirile, de toate căderile, de toate întinările minții, ale vorbirii, a gândirii tale, îți dai seama că deja ești vulnerabil, că te-ai dus prea departe. Seara asta te chemăm să te întorci înapoi. Că independență nu ai decât în dependență de tata. De aceea seara asta, pentru că deși nu te putem mântui, ne putem ruga pentru tine, aș vrea seara asta să ne faci un semn. Îs aici eu cu cei 15 ani, 17 ani, 18 ani, 20, 50, 80 de ani. Îs aici cu viața mea. S-ar putea viața să fie făcută țândări. Domnul Hristos ne-a promis că pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară. Te rog în seara asta să nu te intereseze celălalt, ci să stai acolo cu capul plecat și să te rogi: Doamne, uită-te adânc în ființa mea, îți aduc doar aminte că El deja te cunoaște, știe lucrul acesta, unde să te duci cu povara păcatelor tale, cu mintea ta care deja e afectată, cu inima ta, cu o închinare firavă, discutabilă, unde să te duci? Și dacă acolo, în timp ce stai și mama ta și tatăl tău se roagă aici, sau poate chiar ei au nevoie de rugăciunea ta, lasă-ne și pe noi să vedem durerea ta, dorința ta. Fă-ne așa un semn, ca un strigăt în noapte. Numai o secundă ridică mâna ca să-l văd, ca să ne putem ruga la final, că seara asta se va încheia cu o rugăciune și ne vom ruga pentru tine. Și fă semnul acesta ca un strigăt macedonian în noapte. Aici și eu, Doamne, cu toată viața mea. Ia-mi viața mea, spală-mi mintea, gândul, inima. Vreau să-ți aparțin. Vreau să mă predau în mâna ta. Spală-mă, curățește-mă, pregătește-mă pentru cer, că seara asta poate fi ultima. Este cineva seara asta care are libertatea să vă binecuvinteze Dumnezeu? Puteți să lăsați și pe dumneavoastră, și pe tine, dragul meu, și pe voi, fetelor, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe tine, dragul meu. Dacă mai este, că noi vom încheia cu rugăciune, că vrem, e tot ce putem să facem. Unde să te duci? Unde vrei să-ți duci povara asta, că e teribilă, e apăsătoare, de ani și ani ai promis că te vei lăsa, dar e dependența asta, că e duh ticălos care te ține legat acolo. Numai Hristos te poate elibera. Mai este cineva seara asta? Fă-ne un semn ca să ne rugăm pentru tine, să te binecuvântăm în numele Domnului și să-L binecuvântăm pe Domnul pentru biruința Lui în viața ta. Mai este cineva? Ca apoi noi ne vom ruga și pe voi, fetelor, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe tine să te binecuvinteze Domnul. Aici vor fi frații la final și pe toi, și pe voi, dragii mei. Dați-vă tinereța din vreme Domnului. Nu-i dați răgaz diavolului să câștige teritorii în viața voastră. Haideți să încheiem, dragii mei. Dacă mai este cineva, și apoi ne vom ruga toți, și ca aseară când rugăciunea se va stinge, vreau să mă rog pentru voi, e tot ce pot. Apoi sunt ferm convins că frate Nelu și alți lucrători de aici vor aștepta. Dacă vrei, înscrie-te pe lista asta. Nu ești perfect, dar ești perfectibil. Dumnezeu ce a început în tine va desăvârși. Mai este cineva? Și apoi intrăm toți la rugăciune. Haideți să ne rugăm toți.